Deci, ăsta e apartamentul de test din West Park Militari. Unde încercăm să intrăm acum. Tot trei camere, ca și cel din Armonia. Dar de data asta bucătăria nu mai e open space, ci este închisă și foarte mare, după cum vedeți și voi. Ce am în plus? Un frigider. Ce am în minus? Am un aragaz în minus. De fapt, gazele din el, care încă nu sunt montate, ele se montează în momentul în care cei care cumpără se mută în apartament. Living-ul e foarte mare și el. Pe balcon e colegul Vali Bârzoi. Apartamentul are peste 82 de metri pătrați, utili. Prețul lui de vânzare, îl spun mai târziu, că sunt secretos. Foarte interesant acest decor, ceasul. O să mă interesez dacă chiar merge acest ceas. În stânga avem spațiul pentru mașina de spălat. Sau, mă rog, în funcție de cum alege proprietarul, poate să facă o mică debara. Aici este baia mică, baia de serviciu, care nu are cadă, ci are doar cabina de duș. Și mai în stânga este dormitorul mare, dormitorul părinților, să zicem, matrimonial, cu o mică logie și vedere spre cartierul militar. Un pat interesant, n-am stat încă în el. Astăzi o să-l testez. Și aici e baia cealaltă, cu cadă. Ia să vedem. Okay. Și apa la chiuvetă merge. Interesant șifonierul cu oglinzi. Nu o să vă spun la ce mă gândesc acum. Alături, poate un pic cam alături de dormitorul matrimonial, se află dormitorul cel mic pentru copii. Revenim în living. Aici lipsește și televizorul. E ok, o să mă descurc fără el, bănuiesc. Și terasa, care are 9 metri pătrați. Și vederea asupra minunatului cartier militar, care ne-a întâmpinat cu o ploaie chiar rupt pământul, chiar când am venit aici. Oricum, vederea e plăcută și spre marea mea surprindere, casele construite aici sunt unitare, cel puțin din punct de vedere al culorilor.
După cum vedeți, n-avem nici roz, n-avem nici vernil, nici bleu, nici portocaliu. Deci ok.